Bravo! Dragii noștri, cred că intenția administrației Casei de Cultură de a organiza asemenea spectacole în locurile publice este una salutabilă și binevenită. Dorim și pe viitor să facem asemenea concerte, dumneavoastră să fiți mai aproape de noi și noi de dumneavoastră. Până a anunța următorul număr, vreau să mulțumesc din tot sufletul administrației magazinului Maximal și nu în ultimul rând domnului Victor Lupașcu pentru sprijinul acordat și posibilitatea de a organiza acest spectacol astăzi, anume aici. Mulțumim încă o dată, multe succese și sperăm la o colaborare și pe viitor. În clipele următoare ascultați două sârbe interpretate la nai de solistul instrumentist Ion Nistor. Fața dumneavoastră. Cred că nu are nevoie de prea multă prezentare, o cunosc toți rezinenii. Eu personal, de când am cunoscut-o, cântă. A cântat și cântă și în continuare. O bună parte din anii petrecuți în corul Doina Nistrului, ansamblul vocal de femei, iar de ceva timp a devenit solistă a orchestrei de muzică populară. Valentina Lachi, Fila Vieții și Vultur, Vultur, Dragul meu. Să o ascultăm!
ușor, limpezi ca și apa de izvor. Viața a trecut, copii am crescut și acum îmi pare rău. Anii au trecut, nepoți am crescut, alinând visul meu. Și acum îmi pare rău. Viața a trecut, nepoți am crescut, alinându-mi visul meu. Cu toții! Anii au trecut, copii am crescut, și acum îmi pare rău. Viața a trecut, nepoți am crescut, alinându-mi visul meu. Bravo! Cultura, 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 cult
au și nu-i pe fața pământului, ca floarea domnească, ca hora moldovenească, o horă la trompetă cu Ion Stavinski. Și iar verde lămâiță, hai băieți la paraschiță, paraschița.
după nimic pe pământ. Zi mai dulce din vioară, la toată lumea să cânt. Din nou o coră, interpretată la vioară de Ala Plachidiuc. Și voie bună, vine în continuare Ludmila Chirilici. Dar nu știu cum s-a întâmplat, că bătița m-a uitat. A uitat ce drumul mare, pe unde venea călare, pe unde venea călare mai mare. A uitat ce drumul mare, pe unde venea călare, pe unde venea călare mai mare. Și-mi fura curița mie mai mare. Mă găsea să-mi pân la vie, și-mi fura curița mie, și-mi fura curița mie mai mare.
ajuta să-l însapă via. Până când venea chindia și apoi m-a apucat și pe calma l-arunca, și pe calma l-arunca mai mult. Și apoi m-a apucat și pe calma l-arunca, și pe calma l-arunca mai mult. Yeah.
Nobădișor că trece viața și-o să-ți pară mare rău. După noapte vine dimineața, trecători suntem și cu mare și el. Inovate pe cărare, lângă nu cu cel cu creangă la pământ, fiindcă dragostea e mare, e păcat s-o lași așa în mânt. Cu miros de busuion, umbra este mândră până moare, viața trece și nu stă vadă pe loc. Vinova de pe cărare, lângă nucul cel cu creangă la pământ, fiindcă dragostea e mare, e păcat s-o lași așa în mânt. Să-i ca izvorul, bei din el și toți e sete. Bade dorul tău e ca și norul, nu te uita, bade cu alte fete. Vino, bade pe cărare, lângă nucul cel cu creaga la pământ, fiindcă dragostea e mare, e păcat s-o lași așa în mânt. Vă mulțumesc de suflet! Și din nou în fața dumneavoastră grupa de dansatori cu Sârba Veche. Activitatea pe care au desfășurat-o, participând și activând în ansamblul Floricica. Le dorim succes pe mai departe, să-și realizeze visurile și oriunde nu v-ar duce soarta.
să dansați, pentru că dansul este și un remediu bun pentru a ne simți bine. Dansul vindecă multe boli, dansul împacă oamenii. Vă dorim succese și din partea administrației Casei de Cultură, vă rog, domnul director, să vă lăsăm ca amintire câte o diplomă. Casa Raională de Cultură decernează diplomă domnișoarei Alina Crijanovskaya pentru prestație artistică deosebită la valorificarea și promovarea artei coreografice tradiționale și participare activă în cadrul ansamblului de cântece și dansuri populare Floricica. Gorodea Dan, la fel. Peru Cristian. Tontici Oleg. Moraru Sergiu. Și Zâmbrar Nicolae, dar din motive de sănătate nu este astăzi. Vă rog să-i o transmiteți careva. Doamna Tatiana. Mulțumim încă o dată, mult succes și sperăm că nu o să uitați de Floricica și ori de câte ori o să aveți posibilitate, o să veniți, o să dansați, o să ne ajutați. Succese încă o dată și mulțumim tuturor. Și acum, pe final, o horă mare și haideți cu toată lumea să ne prindem în horă. Dumneavoastră și din numele dumneavoastră tuturora să aducem sincere și frumoase mulțumiri pentru aceste clipe de revelație perlelor rezinei noastre, care cu adevărat ne-au adus astăzi câteva clipe din viață, atâta fericire și atâta ardoare. Într-adevăr, orășelul nostru e mic, și să zicem că cu multe nu prea are cu ce să lăuda. Însă, anume, acești frumoși oameni, personalități, tineri care au evoluat astăzi în fața noastră, merită pe bună dreptate să le aducem cele mai sincere mulțumiri și să mă credeți că nu cu ușurință se fac toate acestea. O merită din plin aplauze și mari, mari succese în tot ceea ce vor face pe viitor. Busuioc și Rozmarin să cânte doina din plin cu doina Nistrului.
ai dulcii ce ne cântă până azi, cântecul lăsat de daci și la buie și la nai se cântă acest colț de rai. Despre ansamblu Floricica cred că știu și în Costa Rica. Dansurile sale foc ne duc vestea peste tot. Deci ne urăm încă o dată anume ansamblu Floricica, care azi a evoluat succese în tot ce vor să facă mai departe, dar cred că dansul va fi promovarea lor în viață. Acum mulțumiri organizatorilor. Organizatorilor acestei manifestări de azi. Încă o dată mulțumim tuturor. Mulțumim frumos, doamne idealistic, pentru această apreciere. Dragi prieteni, credem că am reușit să vă întregim buna dispoziție și pentru veți avea o zi cât mai frumoasă în continuare. Celor care în această vară vor pleca în concediu, să aveți un concediu frumos, împlinit, plăcut, util, o vară frumoasă, cu ploi la timp și tot ce vă doriți să vă dea bunul Dumnezeu. Vă mulțumim încă o dată și sperăm că asemenea ieșiri în public vor mai avea loc în această vară. O zi bună în continuare!